Expoziția 11 plus 1 LG, al cărui curator este artistul plastic Constantin Ungureanu Box, constituie prima acțiune de anvergură organizată de Box în recent dobândita calitate de consultant artistic al Centrului Cultural Bucovina, manifestare prezentată ca un adevărat spectacol. City Gallery din incinta Shopping City Suceava a găzduit vineri pe 27 iunie vernisajul expoziției de pictură, grafică, sculptură și artă decorativă, organizată sub egida Consiliului Județean Suceava de Centrul Cultural Bucovina, prin Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Expoziția este concepută pentru a surprinde sinestezia poezie, artă vizuală. Ea are la bază ideea transpunerii în limbaj plastic a universului poetic al lui Nichita Stănescu. Ideea a pornit din citind cartea lui Nichita Stănescu. Deci Nichita a scris poem, deci o carte, o carte poem, 11 elegii, 11 elegii, dar citit sunt 12 elegii. Deci așa am gândit-o și eu, deci a 12 elegii apare o autoare cu un singur portret, o singură lucrare. Deci am vrut să fie toți acești 12, 11 plus 1, autori ca niște, eu zic că micro-expoziție personale. Nu, autorii să nu vin cu 2-3 lucrări, ci să vină cu cel puțin 15 lucrări. Expoziția cu genericul 11 plus 1 LG este una extrem de bogată pentru a lăsa fiecărui artist libertatea de a se exprima în mai multe instanțe estetice. Așa cum un scriitor nu își definește poetica într-o singură poezie, niciun artist nu o poate face cu un singur tablou. Așadar, expoziția reunește circa 150 de lucrări realizate de artiștii plastici Radu Bercea, Mihai Căldăruș, Bolek Maieric, Liviu Jitariu, Lucica Nica Pricopiuc, Nucu Benza, Liviana Pânzariu, Alina Lăzăreanu, Gabriel Todică, Iulian Dziubinski, Gheorghe Robciuc și Cecilia Leonte. Azi am fericită ocazie să fiu în compania unor mari artiști care la rândul lor au prețuit ceea ce fac eu ca pensionar în timpul liber, că am timp liber suficient, pensionarii care, după cum știți, suntem un fel de balast al societății după unii. În vremea asta gri, mă simt extraordinar în compania unor oameni care iubesc arta, au unor oameni care aduc lumină în zilele noastre. Vorbiți-ne puțin despre tablourile dumneavoastră. Cine sunt? Sunt mari duhovnici ai țării românești, mari oameni, care unii din ei au suferit pentru credința lor, iar după cum se știe, dacă n-ar fi existat biserica, care a fost insolubil alături de poporul român de la creștinarea lui, n-ar fi existat ca neam astăzi. Cei prezenți la vernisaj au salutat inițiativa acestei manifestări care împletește poezia cu arta plastică și au fost vădit impresionați de promovarea intensă a valorilor românești și a limbajului artistic autohton. Limbajele artistice ale expozanților se află într-o relație de complementaritate, dezvăluind că lirismul este un element structural al imaginarului și că elegia, după ce și-a căutat drumul prin diferite arii tematice de reprezentare în poezie și muzică, și-a găsit calea și în sfera artelor plastice. Expoziția 11 plus 1 LG poate fi vizitată în perioada 27 iunie-6 iulie.